Hepatita misterioasă este o nouă formă de hepatită care afectează în principal copiii cu vârsta sub 10 ani. În peste 35 de țări din lumea întreagă au fost descoperite până acum peste 1000 de cazuri de hepatită acută de cauze necunoscute la copii. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, până acum s-au înregistrat 22 de decese. Despre acest tip de hepatită aș vrea să discutăm cu domnul dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național Matei Balș și medic infecționist. Ce se știe, domnule doctor, în momentul de față despre acest tip de hepatită misterioasă? Am văzut că se face mult legătura cu COVID-19. Este pertinentă această legătură? Cu siguranță că nu e pertinentă. Gândiți-vă că aproximativ 80%, între 70 și 80% din populația mapamondului a trecut în timpul pandemiei prin infecție. Că au fost forme asimptomatice, că au fost simptomatice severe sau critice, dar au trecut. Și atunci, în cazul lor, mă aștept să am anticorpi. Legătura care să-mi spună că persoanele care au avut această afecțiune hepatică aveau și anticorpi pentru SARS-CoV-2 nu înseamnă absolut nimic. Era doar un status de persoană care fie s-a vaccinat, fie a trecut prin boală. Deci este evident că nu e nicio legătură între cele două. Înțeleg că persoanele cu un sistem imunitar slăbit ar fi mai vulnerabile, de exemplu copii. Aici e o discuție principală în infecții. S-a întâmplat și la SARS-CoV-2, se întâmplă și aici. Nu e foarte clar de ce se întâmplă într-o mai mare măsură pentru copii și nu la adult. Ceea ce e de discutat dacă nu cumva avem un anumit tipar, pentru că afectarea hepatică avem clar și la adult. Dar să mergi pe tiparul în care vorbeam de copil, în general până în 10 ani, care avea afectare hepatică severă, plecând de la diverse cauze. Am văzut de boala Wilson, care nu avea nicio legătură. Adică nu trebuie să punem semn de egalitate, pentru că nu s-a demonstrat nici cum, că e un adenovirus care e numitor comun pentru multe din acele afectări hepatice. Se spune că ficatul se regenerează. Într-o oarecare măsură. Într-o oarecare măsură, da. Dacă ai un virus hepatitic B sau C, ai nevoie să rezolvi multiplicarea virală, ca într-adevăr să vorbești de regenerare. Ele se regenerează într-o oarecare măsură. Acum, dacă am un stadiu avansat de ciroză hepatică, se întâmplă mai greu și parțial. Iar aici, în cazul insuficiențelor hepatice care au fost descoperite, există reversibilitate? Există reversibilitate, fără discuție, dar depinde de cauză. Sunt pacienți care nu pot să rezolve fără transplant hepatic. Puțin, dar se întâmplă. A fost boala Wilson, care nu avea nicio legătură, o boală genetică, se întâmplă și în alte cazuri. Indiferent de cauză, în momentul în care ajung să am o insuficiență hepatică severă, care nu poate fi corectată prin mijloacele tradiționale, din păcate, este indicație de transplant hepatic. Ce ne lipsește în acest puzzle al acestor hepatite? Nu știu dacă ne lipsește, poate că vrem mai multe informații care să fie extrem de clare, dacă într-adevăr e un numitor comun. Deocamdată nu l-am putut stabili. Și am ajuns la concluzia că sunt cazuri dispersate, apropo de punct de plecare. Adenovirus poate în unele situații, alte cauze, genetice, etc., toxice. Ce ar trebui să știe medicii de familie dacă întâlnesc un astfel de caz de hepatită misterioasă? Trebuie să ia în calcul. Trebuie să ia în calcul că dacă există o simptomatologie, dacă se fac niște analize și se încadrează în definiția de caz, ea trebuie să fie adresată mai departe către spitalul de specialitate, vorbim de pediatrie, spitalul de boli infecțioase, care să facă panelul necesar de analize și să ia în calcul tot ce este cât mai extins, inclusiv adenovirusul. România este capabilă să trateze acest tip de hepatită? Cred că este în măsură să o facă așa cum se întâmplă și în multe țări din Europa. Iar infecția cu SARS-CoV-2 cred că ne-a demonstrat. Nimeni nu-i pregătit dacă ar avea la un moment dat o explozie de cazuri. S-a întâmplat în timpul pandemiei. Dar avem tot ceea ce trebuie la nivel de diagnostic, la nivel de tratament, care e același și conform ghidurilor cu tot ceea ce e în Europa și nu numai. Așa că e clar că suntem pregătiți ca logistică. Acum depinde de fiecare situație în parte. Vorbim și de variola maimuței, aceeași discuție. Aș vrea să mai aduc în discuție hepatitele virale acute versus hepatitele cronice. În România, în ultimii ani, focusul a fost pus pe hepatitele cronice. E logic, pentru că de cele mai multe ori sunt forme asimptomatice și pacientul nici nu realizează când a fost infectarea. Nu trebuie neapărat să fie un episod acut
relevant. Da? El s-a infectat, nu știe și află cu o anumită ocazie când face niște analize. Logic ar fi să ai un screening care se presupune că face analize la intervale concrete de timp și nu prea lungi, în așa fel încât să ajungi în punctul în care să pui diagnosticul repede. Dar hepatitele acute în România mai reprezintă o problemă? Ele reprezintă o problemă oricum. Nu în sensul că e o presiune mare la nivelul sectoarelor medicale, dar fără discuție că hepatita acută poate să însemne o formă fulminantă și la virusul hepatitic A sau B sau C sau chiar E. Adică e clar că astfel de cazuri există. Atunci trebuie să le iei în calcul și trebuie să le identifici. Mai ales că hepatitele acute, inclusiv boala mâinilor murdare, se transmite și necesită izolare pentru a se trebuie să ai un diagnostic rapid. Ne așteptăm la mai multe focare acum? Sigur că oamenii interacționează mai mult, dar ne așteptăm la o normalitate. La mai multe infecții, așa cum se întâmpla și în 2019. Nu pot să compar cu pandemia, dar ne așteptăm să fie niște lucruri total diferite acum după pandemie.